Credincioșii din localitatea Vârbila, județul Prahova, au participat astăzi la slujba de târnosire a Bisericii Monument Istoric din satul lor. Slujba a fost săvârșită de preasfințitul părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, la eveniment luând parte preoți din parohiile învecinate, credincioși și pelerini. Sfințește biserica aceasta cu ramurile adormirea Maicii Domnului și Sfântul Voievod Neagoe Basarab, domnitorul țării românești, prin stropire cu apă sfințită și prin ungere cu Sfântul și Marele Mil, pe numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. După slujba de sfințire a urmat oficierea Sfintei Liturghii pe un podium special amenajat în curtea ansamblului mănăstiresc Vârbila. În cuvântul de învățătură, preasfințitul părinte Timotei Prahoveanul a vorbit despre misiunea pescarilor din Galileea. Pescarii din Galileea, iubiți credincioși, au cucerit lumea de atunci, fără arme, fără războaie, fără putere politică, militară, doar cu sabia cuvântului, doar cu darul lui Dumnezeu care îi însoțea, ei au ajuns în cele mai cunoscute locuri ale lumii de atunci, la Roma, la Atena, la Alexandria, la Antiohia și în atâtea alte cetăți, în locuri cunoscute și necunoscute. S-a adresat unei lumi ostile învățăturii Mântuitorului, o lume care aparținea vechilor filozofi și care avea un stil mult diferit de propovăduirea Evangheliei. Dar prin darul lui Dumnezeu, acești pescari din Galileea au propovăduit Evanghelia până la marginile pământului, împlinind astfel porunca Mântuitorului ca să ducă aceste învățături pe care le-au aflat de la El, cât timp au fost împreună, la toată făptura și să-i boteze pe toți în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. În continuare, ierarhul a afirmat că harul lui Dumnezeu lucrează în viața fiecăruia și rodește după cum fiecare îl primește. Harul lui Dumnezeu lucrează în viața fiecăruia și rodește după cum fiecare îl primește. Răbdarea pescarilor de atunci, de la malul lacului Genizaret, răbdarea lor vreme îndelungată, atunci când n-au prins nimic, și ascultarea pe care au făcut-o, au arătat harul bogat care vine atunci când Dumnezeu lucrează în viața noastră a fiecăruia. Fiecare simte lucrarea harului, cei care sunt legați în chip tainic, dar și în chip văzut de viața bisericii, de Sfânta Liturghie, de Sfintele Taine, mărturisiri tulburătoare ale multora dintre fiii bisericii, aflați în momente dificile ale vieții lor, care ne vorbesc despre lucrarea harului, așa cum a lucrat și în viața apostolilor, amintiți în Evanghelia de astăzi. Mai învățăm însă, iubiți credincioși, că sunt pescari răbdători și îndurători, cum sunt și pescari grăbiți, care nu răspund acestei chemări a lui Dumnezeu. Sunt preoți care vreme îndelungată, 50-60 de ani, cum au fost mari nevoitori, nu doar din mănăstiri, ci și din satele românești, numiți sfinții preoți de la țară, cei care s-au identificat cu propovăduirea Evangheliei. Vreme îndelungată au avut răbdare precum pescarii, uneori cu rod bogat, alteori neprinzând nimic. Nu este vorba doar despre recolta sau roadele pe care le culeg la vremea toamnei, ci despre roadele misiunii lor. Rodul bogat se arată atunci când harul lui Dumnezeu lucrează și el poate lipsi din pricina neputințelor noastre, din pricina puținei noastre iubiri și atenții pe care o arătăm față de el.
În cadrul Sfintei Liturghii, ierarhul a hirotonit un diacon pe seama parohiei Valea Cucului, protopopiatul Urlați. La finalul slujbei, părintele protopop Ionuț Negoiță și părintele paroh Gheorghe Dițu au vorbit despre această zi de sărbătoare a comunității. Cu adevărat, lucrarea a fost grea, dar după greutate vine și bucuria. Și se bucură înaintașii, cei care au slujit și cei care s-au ostenit în acest așezământ. Cu toții se bucură cu Sfinții lui Dumnezeu din înălțimea Cerului Preasfânt. Vă bucurați și dumneavoastră, cei care sunteți locuitori ai acestei comunități, toți cei care ați contribuit cu mic și cu mare la acest frumos eveniment sărbătorit astăzi. Un vis frumos a apărut acum 37 de ani și a zis împlinit astăzi. Pentru acest vis frumos transformat în realitate, dăm slavă lui Dumnezeu că ne-a dat viață să vedem și seceratul, numai semănatul, să mulțumim lui în primul rând, oștei acesteia din parohie, de la filială, la toți sponsorii și binefăcătorii care au ajutat ca să trăim acest moment unic la atâtea sute de ani. Mulțumim familiei, prietenilor și, nu ultimul rând, preafericitului patriarh Daniel, care azi ne-a binecuvântat cu al doilea hram al fostei mănăstiri Vărbila, al bisericii Adoniei Maicii Domnului. În semn de apreciere pentru activitatea desfășurată, ierarhul a oferit din partea preafericitului părinte Daniel rangul de iconom stavrofor părintelui paroh și ordinul Sanctus Stephanus Magnus pentru mireni binefăcătorilor lăcașului de cult.